În seara aceasta avem probabil unul din cele mai importante subiecte din Apocalips. Și asta deoarece el îl așează pe Iisus Hristos deasupra oricărei alte persoane. Există o mare deosebire între Iisus și alți conducători ai lumii, ca Mohamed, Buddha, Confucius. Deci aceasta este o seară deosebită, că studiem subiectul Vrednic este mielul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte bucuros să vă urez bun venit tuturor în această seară aici. Sper că v-a produs bucurie studiul cărții Apocalips, astfel că în această seară ajungem la un capitol pe care eu îl consider unul din cele mai importante din întreaga carte Apocalips, căci el așează într-o perspectivă cu totul deosebită desfășurarea lucrurilor și așează cadrul pentru înțelegerea celorlalte capitole ale Bibliei. Sper că studiind acest capitol 5 al cărții Apocalips, din acest studiu va decurge o binecuvântare deosebită pentru fiecare dintre dumneavoastră. Probabil că unul dintre cei mai legendari regi ai literaturii engleze a fost legendarul Arthur. Istoria spune că a fost un rege al Angliei care s-a numit Uther. Soția lui se numea Ingrid. Și povestea spune că ei au avut un copil, un băiat. Iar dumneavoastră ați putea presupune că la curte toată lumea cânta, se bucura și că era o mare fericire peste tot. Dar în loc de așa ceva, era supărare. Motivul pentru care exista această situație era că regele Uther făcuse o făgăduință cu câțiva ani mai înainte unui om cu numele Merlin, că el îi va da pe primul lui băiat. Și astfel, în loc să fie fericiți, ei erau triști. Istoria spune că două doamne și doi cavaleri au luat acest copilaș și l-au dat acestui om cu numele Merlin. Iar Merlin a dat copilul unui lord cu numele de Hector și a întrebat pe Hector și pe soția lui dacă sunt de acord să crească copilul. Ei au luat copilul și au pus numele Arthur. După o perioadă de timp, regele Uther a murit și odată cu moartea regelui s-a produs o mișcare în tot imperiul, pentru că mulți dintre lorzii puternici de pe tot cuprinsul țării doreau să devină rege al Angliei. Astfel, s-a declanșat în această perioadă multe lupte și multe neînțelegeri. Acest bărbat, Merlin, a devenit din ce în ce mai puternic. Și povestea spune că el s-a dus la arhiepiscopul de Canterbury și a spus: vreau ca toți lorzii, toți cavalerii, toți conducătorii să vină la Londra în ziua de Crăciun și atunci vom ști care va fi următorul rege al Angliei. Toți lorzii și toți cavalerii s-au adunat acolo, la Londra, în ziua de Crăciun. S-au adunat într-o catedrală foarte mare pentru rugăciune. Și după ce au stat câtva timp în rugăciune, au ieșit afară, în curtea bisericii, și pășind în curtea acestei catedrale, au văzut în mijlocul curții, pe iarbă, o piatră de marmură. Pe această piatră de marmură se afla o nicovală, iar străpungând această nicovală și pătrunzând în blocul de marmură, se găsea înfiptă o spadă. Pe acest bloc de marmură exista o inscripție care spunea: cel care va putea smulge spada din marmură și din oțel va fi următorul rege al Angliei. Unul după altul, lorzii și-au încercat forțele în fața acestei pietre, încercând să smulgă spada, dar nu au reușit. Bărbații cei mai puternici se aplecau cu ambele mâini asupra mânerului spadei și încercau cu toate puterile să o smulgă din marmură, dar spada nu se mișca. Toți bărbații au încercat, dar niciunul nu a reușit. Ei au stabilit
o gardă de 10 cavaleri care să păzească această piatră și au trimis vorbă pe tot întinsul Angliei, dacă există vreun bărbat, nobil sau de rând, care poate să smulgă acea spadă din stângă, acela va fi regele Angliei. Ei au plănuit să aibă un turnir în afara Londrei de anul nou. Oamenii au început să se adune de peste tot și printre oamenii care au venit se afla și acest lord cu numele Hector. Cu el se afla fiul lui, Sir Kay, și tânărul Arthur. Ei au pornit la drum și cam la distanță de o zi de locul unde avea să se desfășoare turnirul, au dormit la un han. A doua zi dimineața au plecat la drum și au început să se pregătească pentru turnir, când tânărul Sir Kay și-a dat seama că și-a uitat spada. El o lăsase acolo la han. S-a întors către Arthur și l-a întrebat dacă ar vrea să se ducă el să-i aducă spada. Arthur i-a spus că se duce, s-a urcat pe cal și a alergat înapoi la han. Dar când a ajuns la han, a constatat că peste tot ușile erau încuiate și toată lumea plecase să participe la turnir. Tânărul Arthur și-a zis, fratele meu nu o să rămână fără sabie tocmai în ziua turnirului. Și el și-a adus aminte de acea spadă din curtea bisericii, înfiptă prin nicovală și marmură. A sărit pe cal, a alergat spre biserică, a intrat în curte și iată că toți cavalerii, toți cei 10 cavaleri care fuseseră lăsați să o păzească, plecaseră la turnir. Nu mai era nimeni acolo. Tânărul Arthur s-a urcat pe acea stâncă și a pus mâinile pe spadă și a smuls acea spadă din marmură și nicovală. A alergat repede la turnir, i-a înmânat sabia fratelui său și în momentul în care Sir Kay a pus mâna pe spadă și a dat seama imediat ce spadă era aceea, s-a dus la tatăl său și i-a spus, iată, aceasta este spada din acea stâncă, eu sunt următorul rege al Angliei. Tatăl s-a uitat la el și i-a spus, ia-ți calul. Și toți trei s-au îndepărtat în goană spre curtea bisericii. Acolo, lordul Hector a luat o Biblie, l-a pus pe Sir Kay să pună mâinile pe ea și i-a spus, jură-mi de unde ai luat spada asta. Și el a spus, o am de la fratele meu Arthur. El s-a întors spre Arthur și l-a întrebat, spune-mi de unde ai spada asta. Și Arthur i-a povestit istoria, iar el i-a spus tânărului Arthur, înfige sabia la loc în nicovală și marmură. Tânărul Arthur a luat sabia, a înfipt-o la loc în stâncă și apoi a coborât. Hector a apucat spada și a început să tragă de ea cu toate puterile lui, dar spada nu s-a clintit din nicovală și stâncă. S-a întors spre Sir Kay și i-a spus, acum e rândul tău să încerci. Și s-a dus și acesta și a încercat să o smulgă cu toate puterile lui, dar ea nu s-a clintit. Atunci el s-a uitat la Arthur și a spus, acum încerci tu. Arthur s-a dus, a apucat spada cu ambele mâini și a smuls-o din nicovală și din marmură. Atunci Hector și Sir Kay au îngenunchiat la picioarele lui, iar tânărul Arthur a spus, tată, frate, de ce îngenunchiați în fața mea? Și Hector a spus, eu nu sunt tatăl tău. Apoi i-a povestit cum a fost adus el de Merlin și Arthur a devenit astfel următorul rege al Angliei. Acum, în seara aceasta, vreau să știți că există o singură persoană care întrunește toate condițiile, care se potrivește în tot universul și la aceasta v-aș ruga pe dumneavoastră să priviți în această seară. Aș vrea să vă ajut să înțelegeți circumstanțele, împrejurările, care să ne ajute să așezăm întreaga explicație într-un cadru foarte logic. Aș dori să luați Biblia și să deschideți împreună cu mine la Apocalips, capitolul 5, și vom privi la versetele 11 și 12. Apocalips, capitolul 5, versetele 11 și 12.
M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acum Scriptura vorbește despre cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii așezate acolo, în jurul tronului lui Dumnezeu. Dar spune că acolo erau de asemenea de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de îngeri. Una din metodele prin care putem avea o înțelegere deplină a Bibliei este aceea de a compara verset cu verset. De fapt, Biblia ne spune că aceasta trebuie să facem noi, aici în Isaia. Vă rog să luați Biblia și să deschideți împreună cu mine în Isaia 28 și să vedem ce se spune aici în versetul 10. Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Deci una din metodele prin care Dumnezeu ne ajută să înțelegem cuvântul Său este prin metoda de a compara verset cu verset. Aici noi avem deci o imagine a tronului de judecată a lui Dumnezeu, dar în jurul lui sunt adunați toți îngerii în număr de zeci de mii și mii de mii. Să vedem unde se vorbește despre aceasta din nou în Scriptură. La început, vă rog să deschideți în Daniel, capitolul 7, și să privim împreună la versetul 9. Capitolul 7, versetul 9. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a stat jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Urmăriți cu atenție. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Observați? Aici se folosește aceeași terminologie pe care am descoperit-o în Apocalips, capitolul 5, unde se spune că erau zeci de mii și mii de mii. Deci aici observăm că se află în jurul tronului lui Dumnezeu zeci de mii și mii de mii de îngeri. Acum Daniel adaugă o nouă dimensiune, căci el nu spune numai că sunt zeci de mii și mii de mii în jurul tronului, dar el spune că s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Observăm deci că el introduce aici, în contextul judecății, cărțile. Deci, dacă adăugăm verset la verset, începem să înțelegem. Acum deschideți Biblia și să căutăm împreună la capitolul 20 din Apocalips. Apocalips 20 și notați ce scrie la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărți. Ați observat, deci, când am citit Apocalips, capitolul 5, am constatat că acolo, în jurul tronului, se află zeci de mii și mii de mii. Apoi am văzut că Daniel spune că sunt în jurul tronului de judecată al lui Dumnezeu zeci de mii și mii de mii și adaugă faptul că s-au deschis cărțile. Iar acum când ajungem la Apocalips 20, descoperim un tron mare și alb și spune că au fost deschise cărțile. Deci aici, în Apocalips capitolul 5, unde am studiat, este vorba de tronul de judecată al lui Dumnezeu, în fața căruia toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ urmează să apară, să înfrunte judecata lui Dumnezeu. Deci, având circumstanțele acestui eveniment, înțelegând ce se petrece aici, să mergem mai departe și să vedem ce se întâmplă, începând cu versetul 1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce stătea pe scaunul de domnie o carte deschisă
scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Acum aceste 7 peceți va urma să le studiem peste câteva seri. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? El striga: cine este vrednic? Și nu se găsea nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Deci, noi am văzut aici tronul lui Dumnezeu și iată că în mâna lui Dumnezeu se afla o carte. Iar în fața tronului se spune că se afla un miel care fusese junghiat de la întemeierea lumii. Acum vă rog să fiți atenți când vom citi versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coroane și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul lui de domnie. Deci aici avem imaginea judecății. Și iată că mielul din fața tronului a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Acea carte este sigilată cu 7 peceți. Aceste sigilii arată autoritatea lui Hristos, dreptul lui de a lua sigiliile și de a le desface. Ne vom mai referi la aceste 7 sigilii în studiul de mâine seară. Acum, se spune nu numai că această carte era sigilată cu 7 sigilii, dar se spune că de asemenea era un înger puternic acolo, iar acest înger strigă cu glas tare întregului pământ, întregului univers: cine este vrednic să ia cartea din mâna lui Dumnezeu și să-i rupă pecețile? Se spune că nu s-a ridicat nimeni. Nimeni din întreg cerul nu s-a clintit și nici de pe pământ, de nicăieri, nu s-a oferit cineva să facă acest lucru. Dați-mi voie să întreb ceva, prieteni. Unde este Buddha cu milioanele de oameni care îl urmează pe el? Unde este Buddha? Unde sunt acești oameni care spun că ei pot conduce sufletele la viață veșnică? Unde este acest cineva care să ia cartea din mâna lui Dumnezeu? Dragi prieteni, în zilele noastre sunt foarte mulți care pretind că ei pot conduce sufletele. Dați-mi voie să întreb în seara aceasta: unde sunt acei guru din India care spun că ei au răspunsurile? Unde sunt? Unde este Mohammed cu sutele de mii care îl urmează? De ce nu se duce el să ia cartea din mâna lui Dumnezeu? Unde? Unde este Lucifer, Dumnezeul acestei lumi, care pretinde atât de multe și o așa mare mulțime îl urmează? Unde este? De ce nu vine să spună: dați-mi mie cartea? Nimeni, absolut nimeni nu s-a mișcat. Și a fost așa de groaznic, încât se spune că Ioan a început să plângă. Ascultați ce spune aici în capitolul 5. Dacă aveți Biblia, vă rog să deschideți Apocalips, capitolul 5, versetul 4. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Aici Ioan plânge în fața tronului lui Dumnezeu. Ce se afla oare scris în acea carte ca să-l facă pe Ioan să plângă? Ce se afla acolo în mâna lui Dumnezeu? Dragi prieteni, în acea carte se afla întreaga istorie a neamului omenesc. Totul în legătură cu neamul omenesc, căderea în păcat și cum au pierdut ei moștenirea planetei. Căci a intervenit un nepoftit și le-a răpit dreptul de a conduce planeta. Și astfel este scrisă în această carte întreaga istorie a răzvrătirii, căderea omului și puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să existe cineva care este vrednic
cineva care să aibă acreditarea necesară ca să ia această carte din mâna lui Dumnezeu. Acum vă rog să urmăriți cu atenție când citim din nou în Biblie și vă rog să deschideți la capitolul 5, versetul 5, unde se spune: și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. El spunea, Ioan, nu plânge, căci leul din seminția lui Iuda a biruit. El poate deschide cartea. Da, el are acreditare. El posedă ceea ce este necesar. El este leul din seminția lui Iuda. Să vedem ce făgăduință avem aici în Biblie în legătură cu acest leu din seminția lui Iuda. Vă rog să deschideți în cartea Geneza. Geneza, capitolul 49, și să citim aici. 49 cu versetul 8. Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Iacov descrie aici caracteristicile fiilor săi și vorbește despre Iuda, da? Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Îl compară pe Iuda cu un leu. Acum ascultați. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Se spune foarte clar aici că răscumpărătorul va ieși din Iuda. Din Iuda va ieși Shilo. El va fi acela. El va fi leul din seminția lui Iuda. Și, dragi prieteni, leul se simte în largul lui când se luptă. Și tot așa Iisus Hristos, după cum citiți în cuvântul lui Dumnezeu, este prezentat ca un om de război. El este curajos. În Fiul lui Dumnezeu nu există teamă. El este la fel de înfricoșător ca și un leu. Că se vorbește și despre mânia lui Dumnezeu. Deci el este leul din seminția lui Iuda. Și, dragi prieteni, când a venit aici pe pământ, nimeni nu l-a putut atinge. Diavolul a încercat prin toate mijloacele să-l învingă pe Fiul lui Dumnezeu. Încercare după încercare și ispită după ispită a adus Satan asupra lui. Dar de fiecare dată a eșuat. Vă rog să ascultați ce spune Iisus însuși în Ioan, capitolul 14, versetul 30. Vorbind ucenicilor, Iisus spune, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Vedeți, el spune, diavolul încearcă. Vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine el nu găsește nimic. Diavolul a încercat mereu și mereu în cursul vieții lui Iisus și el a fost de fiecare dată înfrânt, căci el este leul din seminția lui Iuda. Aici este un lucru destul de ciudat și aș vrea să vă gândiți la el. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, un miel care parcă fusese junghiat, un miel cu caracteristici de leu. Ce deosebire mare! Nu este de mirare că studiind cartea Apocalips, vom găsi undeva scris că ei se temeau de miel, deoarece el are caracteristicile unui leu. Armele de luptă ale Domnului sunt total deosebite de ale noastre. Da, el a fost leul, el a fost biruitor. Pe el nimeni nu l-a învins. Dar armele de luptă prin care noi câștigăm sunt ca ale unui miel. El a biruit, el a câștigat lupta.
l-a înfrânt pe diavol cu mijloacele de luptă ale unui miel. Și cât de des ni se spune nouă că noi urmează să fim biruitori prin lupte, prin sforțări, dar nu aceasta este calea pe care a biruit Iisus. El a biruit ca miel, El a biruit prin lucruri ca gentilețe, suferință, jertfă. Așa a biruit El. Noi nu înțelegem acest lucru și de multe ori noi socotim că este momentul să ne opunem, să luptăm. Nu, nu așa se obține biruința în viața creștină. El a câștigat bătăliile Lui, dar El și-a câștigat biruințele prin umilință, prin răbdare. Și acolo, pe dealul Ghetsemanilor, El a câștigat bătălia prin umilință. Dragi prieteni, stând acolo, pe acel loc înalt, El ar fi putut să strige și ar fi putut chema zeci de mii de îngeri, dar n-a făcut-o, căci El, dragi prieteni, l-a înfruntat pe diavol exact acolo, pe terenul lui, și a biruit, a ieșit biruitor prin umilință. Ce semnifică asta pentru dumneavoastră, pentru mine? Vă voi spune ce înseamnă aceasta. Acolo, în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21, se spune: Celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am stat cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Acest verset ne spune că eu și dumneavoastră va trebui să biruim așa cum Iisus Hristos a biruit. Că noi trebuie să fim biruitori nu prin luptă, ci prin umilință, prin blândețe, prin suferință, prin jertfă. Aceasta este metoda prin care biruim. Acestea sunt instrumentele de luptă ale vieții creștine. Acum să luăm Biblia și să ne întoarcem la acel verset 5 din Apocalips, capitolul 5. Deci să ne întoarcem la acest verset 5, căci aici se mai face o specificație în legătură cu Iisus Hristos. Noi am descoperit că El este leul din seminția lui Iuda. Dar aici, în capitolul 5, versetul 5, găsim scris: Și unul din bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, acum atenție, din rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șapte peceți. Deci se spune că rădăcina lui David a biruit. Nu vi se pare ciudat? Citind Scriptura, nu găsim noi scris că Iisus este ramura lui David? Că El este un descendent al lui David? Dar aici nu se spune așa. Îngerul spune, iată, rădăcina lui David. Ce înseamnă aceasta? Când se spune că El este rădăcina lui David, dragi prieteni, dați-mi voie să spun, aceasta va schimba toată înțelegerea dumneavoastră asupra acestei cărți. Aceasta va deschide înțelesul Bibliei în fața dumneavoastră ca niciodată înainte, prin simpla înțelegere a acestui punct. Devine extrem de important pentru că Biblia spune că Iisus a existat înaintea lui David. Că El a existat înaintea lui David, Ioan Botezătorul a spus-o foarte clar, chiar la începutul lucrării publice a lui Hristos. Vă rog să luați Biblia și să deschideți cu mine la Ioan, capitolul 1, și observați ce spune în versetul 15. Ioan Botezătorul a depus mărturie în favoarea lui și a spus: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Ați prins înțelesul? Ioan spunea, ascultați, eu depun mărturie că acesta este cel care urmează să vină după mine și El a existat înaintea mea. Vedeți? Iisus Hristos, dragi prieteni, a existat de la întemeierea lumii. El a existat în toată această perioadă, înapoi în timp. Și este important ca dumneavoastră să înțelegeți acest lucru, pentru că atunci când citiți unele lucruri din Vechiul Testament, este bine să înțelegeți că Iisus era acolo prezent.
Exact așa cum a scris Pavel în epistola către evrei, când a spus că Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Acesta era un punct pe care farisei nu îl puteau înțelege. Când Iisus le spunea că El este acel Eu sunt, ei intrau într-o stare de șoc. Vă rog să ascultați cuvintele lui Iisus asupra acestui punct, că El este rădăcina lui David. Vă rog să ascultați cum se adresează El acestor farisei în Evanghelia după Matei. Matei, capitolul 28, versetul 42. Iisus vorbește cu farisei și le spune: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este El? El îi întreabă: ce părere aveți? Al cui fiu este Hristosul? Al cui fiu este? Aceasta întreba el. Și ei răspundeau: fiul lui David. Deci el le spunea: ce părere aveți de Mesia? Al cui fiu este? Și ei spuneau: este fiul lui David. Și acum ascultați. Și Iisus le-a spus: cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn? El zice: dacă el este fiul lui David, cum se face atunci că David îl numește Domn? Motivul pentru care el îl numește Domn este pentru că El a existat înaintea lui David. Dragi prieteni, noi vorbim aici despre cineva care are dreptul să meargă acolo și să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. El este leul din seminția lui Iuda, dar în același timp, El este rădăcina lui David. Vedeți? El era una cu Dumnezeu. Este foarte important ca noi să înțelegem natura lui Iisus Hristos. Se spune că El este rădăcina lui David. El a existat înaintea lui David, dar de asemenea este foarte important să înțelegem că El este cu noi. El era rădăcina lui David. El a luat asupra sa natura noastră și a devenit una cu noi. Vă rog să ascultați ce se spune aici în Filipeni, capitolul 2. Începând cu versetul 5. Capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. El era una cu Tatăl, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dragi prieteni, El a luat un chip de rob și a devenit ca mine și ca dumneavoastră. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El a luat asupra sa natura noastră, a devenit una cu noi. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dragi prieteni, Iisus Hristos a existat. Exact de la începutul timpului a fost acolo cu Tatăl, dar a făcut o alegere. El a făcut alegerea să ia asupra sa natura noastră, să devină ca dumneavoastră și ca mine. Este acest lucru important? Foarte, foarte important. De fapt, este ceva ceea ce dumneavoastră trebuie să înțelegeți foarte clar, pentru că noi trăim astăzi ultimele zile despre care noi citim aici în Apocalips. Și când se vorbește despre ultimele zile, se face referire la un oarecare Antichrist. Că se spune că va veni Antichrist și că El va aduce unele învățături cu privire la natura lui Hristos. Vă rog să deschideți la Ioan, capitolul 4,
versetul 3. 1 John, the fourth chapter, verse 3. Listen to what it says. And every spirit that ascultați ce spune. Și orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Ați remarcat? Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist. Este foarte important ca noi să înțelegem acest lucru, căci aceasta este una din înșelăciunile ultimelor zile, anume că Iisus Hristos nu a venit în trup, că El nu a fost ca mine și ca dumneavoastră, că El nu a fost ispitit ca și noi. Dragi prieteni, este foarte clar că El a venit și a luat asupra Sa natura noastră și că a devenit una cu noi. El a fost ispitit exact la fel cum am fost ispitit și noi. El a fost rădăcina lui David. El a existat înainte de David. El este de asemenea din spița neamului lui David. De aceea are El dreptul să se ducă și să ia acea carte din mâna lui Dumnezeu, pentru că El este leul din seminția lui Iuda și în același timp este și rădăcina lui David. Acum, ascultați că Scriptura ne dă încă un semn de identificare a acestei persoane în legătură cu puterea ei de a lua cartea din mâna lui Dumnezeu. Luați Biblia și să deschidem în Apocalips, capitolul 5, versetul 6. Și m-am uitat. Și iată că la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Se spune că în fața tronului lui Dumnezeu, printre cele 4 făpturi vii și printre cei 24 de bătrâni, stătea un miel și părea junghiat. Vedeți, dragi prieteni, noi vorbim despre cineva care este vrednic, care are puterea să meargă acolo și să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Cineva care trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru a putea face asta. El trebuie să fie rădăcina lui David. El trebuie să fie din spița neamului lui Iuda. Și de asemenea, El trebuie să fie mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Numai Iisus Hristos este îndreptățit. El este singurul. El este mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat. Despre asta se vorbește aici. Se vorbește despre acest miel și Scriptura folosește aici 2 termeni pentru miel. Ea folosește termenul amnos, care este utilizat de multe ori în Scriptură și înseamnă miel, amnos. Dar când Scriptura folosește aici cuvântul miel, folosește termenul care nu este întrebuințat așa des, și anume cuvântul anios. Aceasta înseamnă un miel mic. Veți descoperi că acest termen nu mai este folosit decât o singură dată în Scriptură. El este folosit în Ioan, capitolul 21, unde Iisus îi vorbește lui Petru după înviere. Vă aduceți aminte? Petru îl renegase pe Domnul. Acum el este pe Marea Galilei și Iisus, după ce a înviat, iată, se duce pe malul Galilei ca să mănânce cu ucenicii. Și în timp ce mânca cu ucenicii, reluând povestea de aici, din Ioan, capitolul 21, versetul 15, se spune, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El a întrebat, Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și ascultați ce răspunde Petru. El a spus, da, Doamne, știi că te iubesc. Și Iisus i-a zis, paște mielușeii mei.
paște mielușei mei. Și unde zice aici, Petre, paște mielușei mei, termenul folosit este aninos. Acesta este singurul loc unde se mai folosește în Scriptură acest termen care se folosește în Apocalipsă. El a zis, Petre, paște mielușei mei. Vă aduceți aminte? În Biblie, copiii lui Israel trebuiau să jertfească în fiecare an un miel. Acel mielușel trebuia jertfit în timpul Paștelui. Aceasta era pentru a comemora eliberarea copiilor lui Israel din Egipt. Și vă aduceți aminte când Dumnezeu le-a spus să iau un miel și să pună sângele acelui miel pe ușorii ușii, pentru că atunci când urma să treacă îngerul distrugător pe lângă fiecare casă unde sângele era pus pe ușorii ușii, primul născut urma să fie cruțat. Astfel, în fiecare an, copiii lui Israel trebuiau să jertfească acest miel, iar pentru aceasta li se dădeau instrucțiuni foarte precise. Ei nu puteau pur și simplu să iasă afară și să ia un miel oarecare la întâmplare. Ei trebuiau să aleagă din turmă pe cel mai bun pe care îl aveau. Ei nu puteau oferi Domnului un miel care era bolnav, ceva care nu arăta bine. Ei trebuiau să iau un miel care este fără pată, fără niciun defect. Dar mai mult decât atât, ei trebuiau să meargă afară și să aleagă mielul din turmă cu 4 zile înainte să fie jertfit. Ei trebuiau să-l ia la ei în casă și să se joace cu el și copiii să se joace cu el, iar afecțiunea întregii familii să se lege de el. Era ceva care trebuia adus în intimitatea familiei și pe care copiii să înceapă să-l iubească. La acest fel de miel se referă termenul despre care am vorbit. Iisus Hristos este acest gen de miel, dragă prietene. Cu alte cuvinte, este ceva de care afecțiunea mea și a dumneavoastră trebuie să se lege. Noi trebuie să înțelegem că atunci când El a murit, nouă ni s-a luat ceva. Noi trebuie să înțelegem pierderea care a avut loc acolo. Despre aceasta este vorba când se spune că El stătea în fața tronului lui Dumnezeu, acel miel nevinovat, Iisus Hristos. Doar cineva care este egal cu Dumnezeu și numai un individ care se putea identifica cu mine și cu dumneavoastră ar putea fi vrednic să ia acea carte din mâna lui Dumnezeu. Se spune că acel miel are 7 ochi și 7 coarne. Acele 7 coarne care sunt pe capul mielului, după cum se spune în profeția biblică, reprezintă puterea, iar numărul 7 semnifică desăvârșirea. Aceasta înseamnă că în Iisus Hristos există toată puterea, că El este omnipotent. Dragi prieteni, dați-mi voie să spun, Domnul Iisus Hristos este în stare să mântuiască. El are puterea să ajungă până la noi și să ne salveze din păcatele noastre. De asemenea, se spune că El are 7 ochi. Acești ochi reprezintă vigilența, pentru că se spune că ei sunt Duhul Domnului care privește tot pământul. Ochii lui Dumnezeu permanent veghează, urmăresc, conduc poporul lui Dumnezeu, căci El este preocupat de tine, dragul meu prieten. Ochii aceștia permanent veghează asupra ta. Se spune că niciun fir de păr nu cade din capul tău, despre care să nu știe Dumnezeu. Se spune că nicio vrabie nu cade jos la pământ, fără ca El să știe. Și El spune, nu sunteți voi cu mult mai de preț decât vrăbiile? O, dragi prieteni, dați-mi voie să spun, numai cineva care se trage din spița neamului lui Iuda, numai cineva care este rădăcina lui David, numai cel care este mielul junghiat, este vrednic, este capabil să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Aceasta lasă pe din afară pe Buddha. Toți guru din India nu sunt capabili să facă așa ceva. Mohamed nu este capabil. Nimeni în afară de Iisus Hristos. El este Domnul. El este Fiul lui Dumnezeu. El este rădăcina lui David.
El este din spița neamului lui Iuda. El este mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Când ați deschis cartea Apocalips și ați început să citiți în ea, ați văzut că acolo, la început, este o doxologie, câteva versuri care cântă lauda lui Dumnezeu. Și Ioan începe această carte prin cuvintele următoare. Vă rog să urmăriți Apocalips, capitolul 1, și să începem de la versetul 6. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Ioan aduce slavă lui Dumnezeu și spune, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Dar cu cât cele nevăzute se descoperă și ei văd dragostea minunată a lui Iisus Hristos. Când ajungem la capitolul 4 cu versetul 11, observați că această doxologie se dezvoltă și în versetul 11 se spune, Tu ești vrednic, o Doamne, să primești slava și cinstea și lauda. Aceasta observați că se dezvoltă și nu numai puterea și stăpânirea, ci acum El primește slavă și laudă și cinste și onoruri. Dar, prieteni, când ajungem la capitolul 5 și Ioan plânge când vede mielul care vine și ia cartea din mâna lui Dumnezeu și când vede puterea minunată a lui Iisus Hristos, se spune că cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii izbucnesc într-un cântec de laudă culminant. Aici, în capitolul 5 din Apocalips, versetul 12, se spune, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și lauda. Toată această laudă înșeptită, adusă la adresa lui Dumnezeu, se află în cântecul lor. Dați-mi voie să spun, dragi prieteni, El, Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, este vrednic să fie mărit. El merită să-i aducem slavă, cinste, glorie, căci Domnul Iisus Hristos, dragi prieteni, este leul din seminția lui Iuda, este rădăcina lui David. El este mielul care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. În seara aceasta, dragi prieteni, dumneavoastră vă puteți încredința cu toată certitudinea cazul în mâinile lui Hristos. Nu trebuie să vă temeți, El a fost biruitor, El este vrednic și puteți avea încredere în El pentru mântuire. În seara aceasta, nu vreți dumneavoastră să-L alegeți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal al dumneavoastră, să vă așezați viața în mâinile Lui? Aș vrea să ascultați la Silvia cum cântă, în mâinile tale, în mâinile lui Iisus Hristos, eu și dumneavoastră ne putem încredința viețile.
been filled.